Versetul 1 spune așa: în luna Nisan, în al 20-lea an al împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusese trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am spus împăratului: trăiască împăratul în viac. Cum să n-am fața tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis: ce? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului: dacă găsește cu cale împăratul și dacă rogul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, în cetatea părinților mei, în cetatea mormintelor părinților mei, ca să o sedez din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci: cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lasă să plec și mi-a hotărât o vreme. Neemia, nu știu cât sunteți de familiarizați cu cartea lui Neemia. Neemia era unul din princii de război al lui Iuda. De la momentul în care Iuda dispăruse de pe harta lumii, din momentul în care Iuda a fost dus în robie și până în momentul în care Neemia scrie aceste rânduri, au trecut peste 100 de ani. Neemia nu se născuse în Iuda. N-avea, ca să zic așa, nicio legătură cu Iuda. Era iudeu, știa că iudeu, dar se născuse în robie, avusese o viață și nu de puțină importanță, pentru că să fii paharnicul împăratului nu era puțin lucru. În vremea respectivă, paharnicul împăratului însemna să fii omul de maximă încredere al împăratului. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre acest Artaxerse, fiul lui Herpes, sau Ahasverus, cum îl găsim scris în Scripturi. Ca să ajungă împărat, gândiți-vă că și-au omorât doi frați mai mari, ca să ajungă el împărat. Gândiți-vă ce om era acest împărat. Un om care se temea de oricine de lângă el, n-avea încredere. Dacă și-au omorât proprii lui frați ca să ajungă împărat, în cine ar fi putut avea încredere? Și are încredere într-un iudeu, într-un rob. Și omul de maximă încredere, știți de ce? Pentru că viața împăratului depindea de paharnic. În vremea respectivă era un obicei. Dacă vrei să scapi de un împărat, îl mituiai pe paharnic, îi puneai ceva în băutură împăratului și nu mai aveai probleme cu împăratul respectiv, că trecea unul de celălalt. Nu era oricine. Și ar fi putut să trăiască liniștit Neemia acolo lângă împărat. Dar Neemia vede o nevoie. Vine fratele lui, în capitolul 1, și vă rog, citiți dumneavoastră acasă, vine fratele lui Neemia din Israel și spune: Neemia, cetatea distrusă, poporul e dezastru. Și Neemia ar fi putut să spună: ei sunt acolo, problema lor, eu sunt paharnicul împăratului, o duc bine, mersi, n-am nimic a face cu el. Nici m-am născut acolo, nici părinții mei măcar, trecuse mai bine de 100 de ani, ce am a face cu el? Dar Neemia vede o nevoie și aș vrea să învățăm de aici un lucru. Când Dumnezeu îți arată ceva, ascultă-i vocea, nu-ți arată la întâmplare lucrurile respectivă. Te vrea să faci lucrul respectiv. Nu știu care e nevoia pe care ți-o poate arăta Dumnezeu. Eu am citit un exemplu din Neemia, dar nu știu ce nevoie ți arată Dumnezeu ție. Dar fii sensibil, când Dumnezeu îți arată ceva, ascultă-i vocea. Neemia vede o nevoie și se roagă. Postește și plânge înaintea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu îi vorbește, culmea, nu printr-un proroc, nu printr-un slujitor al altarului, erau proroci pe vremea respectivă, erau preoți acolo, îi vorbește prin vocea împăratului. Și Neemia face diferența și spune: ăsta nu-i împăratul care vorbește, aici e vocea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu era normal, nu, dar aduceți-vă aminte, Dumnezeu în situații dificile a fost Dumnezeu vorbit chiar prin gura unui măgar. Deci n-ar fi putut să vorbească prin gura împăratului. Și Neemia este sensibil la vocea lui Dumnezeu și aude și spune: aici e vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii. Și când împăratul Artaxerse se întreabă: Neemia, ce vrei? Neemia știa deja răspunsul.
Fii atent și când vezi provocările, nu-ți fie frică să răspunzi cu da la provocarea lui Dumnezeu. Sunt nevoi pe care Dumnezeu ți le arată. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Mi-a istorisit cel care l-a experimentat aici la voi în Toronto. Un prieten de-al meu, acum e frate de-al nostru. Pe vremea când era aici în Toronto, era preot catolic. Român, de-al nostru venit, a studiat în vremea comunismului, a studiat teologia în Biserica Greco-Catolică, în clandestinitate, pentru că erau interzise. Nu știu că știți, dar în România, în vremea regiunii comunist, Biserica Greco-Catolică era interzisă, la fel ca și bisericile neoprotestante. N-avea voie să facă studii. După ce a venit Revoluția, a ajuns la Roma, a studiat, a fost hirotonisit, preot, misionar și a fost trimis de papa ca misionar în comunitatea italiană de aici, din Toronto. Și străduindu-se el să facă cât mai mult ca să evangelizeze pe italienii de aici, și-a deschis un post de radio, a început să transmită în limba italiană și la un moment dat a primit un telefon. El vorbea prin telefon cu italienii de aici, din zonă, și a primit un telefon de la un pastor italian. Un pastor evanghelic italian, un om care a fost sensibil la vocea lui Dumnezeu. Îmi istorisea mie preotul acesta după ce l-am cunoscut, el s-a întâlnit cu pastorul respectiv și a spus pastorul ce toată noaptea n-am putut să dorm. Dumnezeu mi-a spus să pornesc radio. Și am dat drumul la radio și te-am auzit pe tine predicând la radio. Și l-a sunat pastorul italian pe preotul nostru, a început să vorbească cu el, a răspuns provocării lui Dumnezeu. Și în ziua de azi, preotul de altă dată este misionar. Ți-e frică să răspunzi provocările lui Dumnezeu? Răspunde cu da. Nu știu ce te costă. Nu știu ce riscuri îți asumi. Nemia nu și-a asumat mare risc. Doar viața și-a jucat-o. Gândiți-vă voi dacă era mare sau mic riscul pe care și-l punea și l-a pus Nemia. În momentul în care te duci înaintea împăratului, omului de maximă încredere și te duci la împărat să fii... Versetul 2 spune, atunci m-a apucat o mare frică. Împăratul și-a dat seama ceva, Nemia, ceva nu e în regulă cu tine. Știți de ce a fost frică lui Nemia? Dacă împăratul mă bunuiește că i-am strecurat în pahar, ce? Asta era frica lui Nemia. Dacă împăratul mă bunuiește că vreau să... Și ne spune, orice risc. Dacă mi-e capul în joc, îmi joc capul. Dar vreau să fac voia lui Dumnezeu. Ești dispus să plătești prețul? Vrei să vezi lucrarea lui Dumnezeu? Vrei să vezi minunile lui Dumnezeu? Răspunde cu da, chemarea lui Dumnezeu. Și vei vedea minunile lui Dumnezeu. Zic Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Amin.